Cum a mers astăzi? Foarte prost, comparativ cu zilele anterioare, foarte prost, deoarece au fost căderi consistente de temperatură, considerabile, așa, și peștii nu mai răspund la fel ca acum 3-4 zile. Ce ați prins? Am prins, până acum am punctat cu 6 știuci și 3 bibani. Și zilele trecute cum a fost? Zilele trecute a fost foarte bine, ținând cont că weekendul trecut am luat locul 1 la un alt concurs și am avut o medie din 10 pești de 622 de centimetri, deci am avut 62 de centimetri pe pește. V-au dat bătăi de cap valurile de aici? Am văzut că îi vând destul de puternic. Puțin da, dar suntem obișnuiți. Cum a mers ziua de azi până acum? Cam greu, vânt puternic, mai mult biban decât știu că căutăm marea captură. Da? Care e cea mai mare până acum? La noi barcă 75 ieri luat. 75. Și astăzi 43, cea mai mare știu că. La ce dați? Cu ce folosiți pentru a prinde marea captură? Cum e cea mai mare majoritate? Cum e vremea asta? Cu vântul ăsta, cu valurile, v-au pus în dificultate azi? E un pic mai greu, e frig, dar e bine, știu că să fie, asta e important. Poate să fii și potopul după lumea, atât timp cât prindem pește, asta e cel mai important lucru, de-aia venim. Ieri a fost o zi mult mai bună, dar astăzi n-am avut aceleași rezultate, nu știu, știu că timpul bun a speriat-o, cred. Da. Da. Cum e cuvântul ăsta și cu valurile? V-au dat bătăi de cap? Da, dar suntem echipați corespunzător, acumva n-am putea rezista pe furtuna care este pe lac. Aici e bine, acolo este mult mai rău. Pentru pește e mai bine așa? Vremea asta e mai bună? La carte spune că da, dar de fapt se pare că nu. Acum poate se schimbă ceva mai spre după amiază și reușim să prindem mai bine. Cum a mers astăzi? Ce ați prins? Două mârlițe, știuci mici și 8 bibani. Bine, am prins mai mulți bibani, dar mici. Ieri am prins 10 știuci și în zilele de antrenament am prins foarte bine. Acum să vedem ce ne rezervă apa. Foarte greu. De ce? Niște condiții meteo imposibile de pescuit. Un vânt puternic care a tulburat aproape tot lacul. De fapt, cam toată pista de concurs, pe toate canaia, peste tot ea pe tulbur. Și e foarte greu să dai de pește în condițiile astea. Ce ați prins? Mai mult bibani. Și eu știu că și încă vreo 2-3 sub măsură. Și zilele trecute a fost mai bine? Categoric. Din ce în ce mai prost a mers. De când a venit frontul rece. Cea mai mare captură care e? A noastră, până în 70 am luat în antrenament. În concurs ieri am luat de 49. Ieri a fost un pic cam frig și astăzi a fost soare, a ieșit soarele. Și probabil că diferența asta de temperatură, scădere a temperaturii și ridicarea a temperaturii au pus în dificultate pe pescari să prindă peștele. Câte echipe sunt în concurs? 62 de echipe, câte 2 pescari per echipă. Au voie să prindă câte 10 pești, să vină cu ei la măsurat. Cei mai mari 10 pești punctează în clasament. Spuneți-ne așa, unde pescuiesc, pe ce suprafață, câteva date tehnice. Cam 640 de hectare, Uzlina, Isac, Litkov și Onofreiu, dar asta nu, în Onofreiu nu se poate intra, că e apa foarte mică, scăzută și nu se poate intra în Onofreiu. Și atunci au mers mai mult pe Uzlina și pe Isac. Ce pește au voie să prindă? Ce se punctează? Cum în etapa asta se punctează ștuca și bibanul. Bibanul 15 cm, de la 15 cm în sus, iar ștuca de la 40 de cm în sus. Și cea mai mare captură până acum? A fost un 78. La bibani? La biban un 28. Am avut grijă să ne simțim exact așa cum ne place. Vreau să felicit de acum pe toată lumea, toți care au rezistat și vremii, pentru că s-a schimbat câștigătorii acestei ediții Cupa Delta Spinii 2019, Adrian Orzan, Dan Pavescu. Hey!
peste 60 de echipe. Care a fost secretul dumneavoastră? Există un secret în acest sens? Cred că secretul nostru a fost perseverența și dorința de a lupta. Amândoi suntem pescari de competiție destul de vechi. Avem performanțe și la staționar. Și eu și el am fost campioni naționali și știm ce înseamnă o competiție și am luptat. Practic ăsta e concursul. Trebuie să lupți până în ultima clipă. Ce ați prins zilele astea? Mai mult ștuci, mai mult bibani? Cum a mers? Nu, mai multe știu că am prins. În schimb, astăzi s-a schimbat vremea, s-a schimbat vântul. A fost foarte greu. Ieri a fost mai ușor, adică am prins mai ușor pești. În schimb, astăzi am căutat foarte mult. Ne-am schimbat de nu știu câte ori locurile. Ce unelte ați folosit? La ce ați dat până la urmă? La ștucă. Doar la ștucă, pe gume și pe wobbler. Cum vedeți dumneavoastră acest aflux mare de profesioniști în această zonă? Îl vedem ca pe o oportunitate turistică. Organizăm la Egreta Hidroturism și concursuri pentru pescari amatori, să zic. Acesta este competiția Ligii Române de Spinning, organizată de Clubul Delta Spinning din Tulcea, ultima etapă a campionatului național de spinning pescuit la ștucă și biban. Deci, categoric, pentru noi, gazdele turistice, este o oportunitate să avem oaspeți în capetele de sezon. Au crescut foarte mult și ca număr de participanți și ca valoare a pescarilor în ultima vreme. O perioadă bună pentru a atrage sportivii și, în special, pescarii sportivi în Delta Dunării. Ce oferte ați pregătit celor care vin în această perioadă în Delta și ce competiții le asigurați celor care vor să-și exerseze, abilitățile în acest sens? Următoarea competiție pe care noi o organizăm se numește Pike Master, este în perioada 15-17 noiembrie. Dar vom avea evenimente până pe 15 decembrie, deci cu aceste competiții noi lungim sezonul cât se poate de mult. Și ne ajută și vremea, adică este o vreme foarte bună de pescuit. Cei care vin aici găsesc pachet complet până la urmă la Holbina Trevi Bani. Aveți, ce conține de fapt acest pachet? Cazare, masă? Noi avem, vindem servicii, vindem pachet complet la absolut toate concursurile de pescuit. Tariful este 3.000 de lei, include taxa de pescuit, cazarea, transferul, absolut toate serviciile. Astfel de competiții de pescuit nu numai că ajută la prelungirea sezonului pe capete, dar aduc în Delta adevărații pasionați. Cum vedeți ca și gazda acest eveniment? Cu ce a fost el deosebit față de edițiile din anii trecuți? Ceea ce vedeți dumneavoastră acum la Liga Română de Spinning, care e organizată la nivel național, sau organizarea acum de Delta Club Spinning Tulcea, este o mișcare care a fost cultivată de mulți ani de zile. Este dezvoltarea unei activități turistice, sportive, care, din păcate, față de multe alte activități, nu sunt privite ca o dezvoltare a unui turism sau a unei activități sportive naționale. Pentru că vorbim de aici, acum 2 ani, din cei care i-ați văzut astăzi, parțial sau total, au câștigat campionatul mondial în Rusia. Deci eu vorbesc serios. Ca să participi la asemenea concursul trebuie să exersezi, să practici. Asta e complicat, dar revin. Noi avem acum 2 ani campion mondial la răpitori. Sunteți mândru că s-au antrenat aici până la urmă? Sunt mândru și de ceea ce au realizat fără ca nimeni să-i organizeze. Fără ca Ministerul Tineretului și Sportului să aibă ceva în legătură cu ei. Ce găsești cei care sunt pasionați de acest sport aici la dumneavoastră, la Cormoran Resort? Tot ce vor, toată înțelegerea, pentru că și eu sunt pescar, și tot ce vor au. Pentru un pescar înseamnă loc de acostare, loc în care barca să poată să fie încărcată la curent electric, da? Pachet pentru ziua de pescuit, în care pentru un pescar care stă minim 9 ore pe baltă, să fie consistent. Serile care sunt scurte, pentru că ei n-au timp. 5.30 este micul dejun. 6 îi pleacă să-i fie la start.